Bună seara, și vreau să iau de la Popo. Mai am un problem de un mai cu lagea mentirii. Ești să nu te mai candidați. Cum zicem? Nu te mai evaluare națională, subiect. Așa. Subiect de evaluare pentru evaluare. Subiect pentru... Clasa a da. Testul 39 de la pagina 197. 39. Testul, da. Da, da, da. 197. Subiectul 2. Subiectul 3. Subiectul 2. Subiectul 3. Că de acolo e pus mai greu. Așa. Al treilea. 1, 2 și 3. Al treilea importanță. Da. Un atlas botanic s-a scumpit cu 10% din prețul pe care l-a avut inițial. Deci eu aveam un preț, da, X, plus preț inițial. Da. Deci un atlas botanic s-a scumpit cu 10% din prețul pe care l-a avut inițial. X plus X 10 egal cu Y. X plus... Deci la X mai dau că 10% din X, da? 10% din X. Deci X plus X pe 10 ori X. 10 ori X pe 100, așa înseamnă, 10%. Da. Da? X plus 10%, hai să scriu chiar așa. X plus 10% din X. Așa. După un timp... Noul preț, hai să scriu. Noul preț. După un timp, produsul s-a ieftinit cu 10% din noul preț. Y plus 10 pe Y. Deci, ziceți deci, după un timp, produsul se ridică. E ca Y cu 10% din noul preț. Y minus 10 pe Y. Noul preț cu Y, cu voi. Notați cu Y noul preț. Deci, noul preț e egal cu Y. Y minus 10 pe Y egal cu 86 de acolo. Deci ce spuneam cu urmăriți? După un timp, produsul s-a ieftinit cu 10% din noul preț. Adică Y minus 10 spune 100 ori Y. Așa zic și eu. Și ce întreabă? Ajungând astfel să coste 240 de lei. După 200. De ce nu Y minus 10 pe Y egal cu 246? Sau cât zice acolo? Deci, voi spuneți că din Y. Din noul preț. Deci, după un timp, produsul s-a ieftinit cu 10% din noul preț. E că Y minus Y. Y din noul preț. Da. Și ce facem din noul preț? Îl ieftinim cu 10%. Cu 10%. Scădem 10% din Y. Din Y, da. Din noul preț. Și să ajungem la... 242 de lei. Așa. Adică... Cât a costat inițial atlasul botanic? X. Să se află X, da? Da. Și cum scrie a doua relație? Y minus Y plus 10 egal cu 242? Y plus... Să vedem... Da, deci să vedem... Părerea ta asta este, da. Că din Y, noul preț, așa, scădem 10%. Produsul s-a ieftinit cu 10% din Y. Dar 10% din Y. Din Y, da, din Y. Așa. Și atunci... Și ajungând astfel să costă 242. Maria, tu ești de acord? Da. Deci tot așa. Y minus 10% din Y. Da, da. Adică Y minus 10% din Y ar fi 90%. Iată, Maria. Deci 90% din Y ar însemna că este 242. Da. Deci, așa cum ați spus, să încercăm să vedem. Deci, e raționament de lucru. Ce contează dacă de la sfârșit sau nu? La sfârșit poate să fie greșit. Deci, vedem cum îl rezolvăm corect. Exact. Gândim cu atenție să vedem ce. Deci, din mine, a scăzut 10% din prețul său din mine. Și asta înseamnă că e vorba de Y pe lângă 100% minus 10%, nu? 100 la 100 minus 10%, ca
care înseamnă Y ori 90%. Nu? 90%. Egal cu 240. Egal cu 242. Ce înseamnă că Y acesta, care înseamnă Y, ori 90 pe 100, așa că spune, nu? Da, da. Egal cu 242. Hai simplificat aici. Simplificat aici. Și vine Y ori 9 pe 10, ori 9 pe 10, egal cu 242. De aici, Y-ul va fi egal cu 242 ori 10, pe 9. 242 ori 10, supra 9. Ia să vedem dacă 242 se poate exact la 9. Ia să vedem. 9 de 162. 162 ori 2. Deci face 2 ori 121 supra 5 ori 2 ori 5. Da. Deci dacă ce face, nu se simplu de făcut 9, deci rămâne așa. Așadar, putem să zice că este 11 la 2, 11 la 2 ori... Dar ăla aveți mii de-a domnule, 2420, 9. Așa, 242, deci să spun de dată, 2420, 2420, supra 9 este Y, adică nouul preț. Adică prețul după ce am scăzut 10%. Noi că noi l-am aflat pe Y. Nu, noi fiind pe Y, l-am aflat nu preț, am aflat, nu. A, nouul preț, da, suntem sus. Da. Acum am adus și în relație locuiesc, ce zici, X. Pe lângă 100% cu 10%, adică 110%, așa face, nu știi? 100% cu 10%. Așa, egal cu... 2420 supra 9. Ce zicea fiecare care? Poate spune că 11 supra 11, 110 supra 100, 110 supra 100 egal, egal cu 2420 pe 9. Ce ce ar însemna? Facem Dumnezeu, dar după ce se ridică în aici, nu se duce odată. 99x. Adică, a spune 9 ori 11x. Egal cu cum aveam aici 11 la 2. Da. Ori 2 la 2, ori 50, și ori... Ori 10. Ori 10, bine, mai este 10, cred că e clar. Ori 5 la 2, ori 2 la 3. Așa, și X egal cum? Acum, 11 cu... Da, ăsta de X se duce și vine pe X. Egal cu... 11 ori 8, 25. 11 ori 8, ori 25. Supra 9. Nu mai se simplifică nimic. Nu, 88. 2200. Împărțit la 9. 244. 244. 244. 244. 244. 244. 244. 244. Și cum e asta? Trebuie, trebuie, trebuie. Hai să facem pe răspunsul lor, să vedem unde ar putea fi, da. Să vedem dacă s-a ajunge, să vedem unde am greșit cu noi. Deci da, dacă X este egal cu pe răspunsul lor. Da, cred că 200 de lei, de lor. 200, da? Da. Deci X egal cu 200. Până mici. Dacă X este 200, după ce se scumpește cu 10%? 220 va costa. Da? 10% din 220 face, da? Deci Y-ul
Y va fi egal cu 290. Acum trebuie să scădem 10%, nu? Deci, din 220, minus 10%, adică 22. Și 298. Deci 220 minus 10%, 22. Nu facem? Da, la 198. 198. Nu 248. Nu 248. Deci nu-i corect, asta. Deci este greșit problema. Așa încât mai am lucrat corect. Da, și tu la fel ai lucrat corect. Nu ți-a dat la spate, nicio problemă, faci probă, deja cum s-a făcut aici. Da. Totdeauna încerci să vezi un greșeală. Trebuia să zic 190. Altfel tu intri în panică nejustificat. Și, bă. Uitați, 220 plus 22 ar da 242. 220 plus 22 fac 242. Adică... Deci acolo trebuia să zic încă se ieftinește, ci că se scumpește încă o dată. Așa, încă o dată cu 10%. Deci, probabil că autorul a venit așa, se scumpește încă 10%. Exact. Și atunci devine prețul 242 și așa dă. Așa va da. Ați înțeles? Da. Bun, hai să vedem următoarea problemă. 4. Da, tot e. Dar nu, că e greșit, o fiind. Hai. Haideți să facem bani, am început. Am început. Deci nu se pare mă. Se consideră funcțiile. Da, 4, da? Da, 4. F și G definite pe F valori în R. F și G definite pe F valori în R. Unde F de X egal cu 4. F de X egal cu 4 minus 2 X. 4 minus 2 X. Și G de X egal cu 3 X minus 1. Să se determine. A, să se determine punctul de intersecție celor două grafice. Graficul e intersectat cu graficul G, G egal cu și la B, să se determine distanța egal cu un punct A mare de coordonate să le completăm. Bun. Asta. Și la B, să se determine distanța de la punctul de intersecție a celor două grafice la A sau Y. Deci distanța de la punctul de intersecție a celor două grafice care o să descoperim de la A la O, Y. La O, Y. La O, Y, am înțeles. La O, Y. Vreau să vă întreb cine ar fi distanța de la punctul A la O, Y. Din A, cu E. Și cine este aceasta? E o două de acolo. Adică cine este? Cine este prezentul ăsta? Punctul 3. Orice punct în plan, are un X și un Y. Da. Coordonat. Hai să vedem. Dacă aveți un punct aici, A, e coordonate X0 și Y0. Cine este X0? X0 este asta. Da? Și Y0 cine este? Asta. Da? Și atunci distanța de la asta Y0, cine este? Distanța de la A la X0. Este X0. Păi nu X0. Adică, tocmai asta, de aici până acolo la asta. Deci este X-ul punctul meu. Dar la asta reflectam. Când am zis distanța de la A la O, Y, egal cu X-ul lui A. X-ul punctul meu. Nu? Că punctul A este intersecție. Cel mai sigur e de la A. Da, la da, y grecilor. Da, da. Este x cu ea. X-ul dacă ar fi fost distanța de la A la OX, era y. Era y cu ea. Corect. X înseamnă de coordonate? X-ul cu ea. Orice coordonată are un x și un y. Da, da. Și prin x a aia, am înțeles x-ul. Adică abscisa lui ea. Prima, adică x-ul. Deci, cel de bloc întâi. Da. Deci eu zic așa, am un alt coordonat, este indice A și este indice A. Dacă era din Windows aici, am descoperit unde era greșeala. O calculat ieftinirea 10% și la urmă la turnul o să scadă ieftinirea. Da, da, da. Da, și de aia e greșeala. Că era logic și făcut să iei. Deci o calculat X prețul, o zis inițial, scumpirea 10% din X, după aia este 10% din cât obținuse și la urmă prețul final al turnului o să scadă. Și de acolo greșeală, da, da.
Că mă uitați și părea logic, mai că da. Abonează că să scăpă. Bun. Acum, era important să nu mergem cu 242, ci din 200 trebuia scăzut și ajungea la 180 și nu știu pe. 198. Dar haideți să... Dar acum suntem la funcție. La funcție aici. Haideți să, să vedem cum procedăm. Deci funcția e x-ii 4 plus 2, GTX-ii 3 plus 1. Facem un grafic, nu? Reprezentăm funcția. Deci, propunerea ta să facem grafic. Deci, da, trebuie să facem, dar facem. Altfel, ai nevoie, e urgență, să faci un grafic, nu? Dar cum s-a făcut? Și de X la cu GDX, la cu X, sau cu X, sau cu Y. Sigur că da, deci când zici mai de X egal cu GDX, de fapt că găsim X-ul atât al lui graficului. E comun, se întâlnește. Comun, sigur. Deci eu am zis că rezolvă sistemul cel mai rapid, ca să nu pierdem timpul. Deci sistemul ăsta, Y-ul odată, Y-ul lui Y, egal cu 4 număr și 2 X. Și pe urmă, Y-ul lui G, am notat așa că e egal cu 3 X minus 1. De aici înseamnă că, de fapt, Y-ul lui F, când se întâlnesc Y-ul lui F, trebuie să fie egal cu Y-ul lui G. Ceea ce e echipată? Poate spune că 4 minus 2 X egal cu 3 X minus 1. Și asta înseamnă că de aici x-ul este cât 5x vine. 5x egal 5. 5. Echivalent. X egal cu 1. X egal cu 1 și y-ul se găsește repede. N-am vedem să locuiesc pe x cu 1 și y-ul face 4 minus 2, 2. Și y egal cu 2. Adică punctul armare e coordonat de 1 și 2. Și atunci distanța de la punctul care distanța de la la ori direct astăzi este x-ul lui A. Ai bun, ai bun. Când am văzut? Și tu cine ai știut aici? Eu m-am dus pe un pătrat, pe râul mânul, pe... N-am știut pe x-ul ăla. Nici acum nu. Ea nu înțelege că e ăla. De ce e ăla? Încă. Păi atunci cine este? Perpendicular, da? De aici până aici, nu? Dar asta nu e dreptunghi. Da. Și asta nu e X-ul. Nu ia. Și celălalt nu e așa Y-ul ia. Deci perpendicular ca asta. A, o, sau cum vrei să o dezi, da, R, e X0-ul ăla. Tu conduci A, R, cum îți place să-i notezi. Și a, rândul că nu-i tot una cu o X0, una cu o de asta, cu probabil. Nu, dar vreau să zici probabil. Că e pe evident asta. Nu, profesor, dar asta e desenul circular. Uite, asta, asta, asta e perpendiculară, uite-o. Din A, pe axa, O, Y. Și perpendiculară asta nu este egal cu asta? Ba da. Păi și asta cine? De unde știu X? Asta e întreabă, de unde știi X0? Da? Hai să reprezentăm punctul A mare de coordonate 1 și 2. Ce înseamnă să reprezentăm punctul de coordonate 1 și 2? Ducem un grafic. X egal cu 1. Nu un grafic, luăm un sistem de axe. Așa? Da? O X și o Y. Cele două drepte pe acele coordonate. Da. O de coordonate 0 și 0. Dar cum se reprezentă? X egal cu 1. Păi, iau 1 și duc pe paralel la la 1. La 1. Da. Da. Adică asta e tot, orice punct de aici la egal, la distanța de cât? De 1. De 1, de axa Y-ul. Mm-hmm. Și pe urmă iau la 2 și duc paralel și am punctul ăsta. A. Punctul ăsta, ce calitate are? Ce coordonate are? Ca orice punct. 2, un X. Care a fost 1, ideea asta. Și un Y, care este cât? 2. Da? Ăsta e punctul. Deci am reprezentat punctul de coordonate. Acum e invers. Când ai punctul de coordonate știut, găsit de tine 1 și 2, ce reprezintă prima? Reprezintă X-ul, adică distanța de la punct până la axa Y-ului.
Nu așa e la bună? Nu, asta este. Și distanța de la punct la axa Y-ilor este 2. E echivalentă la asta. Și te ajungem când începe geometria, aspectul 3. Da. Nu? Mai zici 5? Nu. Vrei și 5-ul și expresia? Nu. 5 nu vrei? E ușor? Bine. Dați-mi și expresia. Hai, milioșul tot profesor de expresie. Hai, mai vom o expresie. E simplă asta. Facem asta sau asta? Asta, da, cu ce vrea. Asta mai dificilă, dar una mai dificilă. Una mai dificilă, dacă simt. Dacă nu... Dar unde ne ducem la subiectul 3. Hai să ne ducem la subiectul 3, că voi face noi. Voi îl niști și eu o dată. Uite, dacă facem pe asta, fiind eu, ok. Arătați că... Scrie-ne multă dată. Îl niște și eu, da? Arătați că... E subiectul al doilea... Nu, subiectul al doilea 5 de la 340. Că, nu lăsăm. Arătați că x pătrat minus 7x plus 6 supra x pătrat plus 12x minus 12x. Da, minus 13 egal cu x minus 6 supra x plus 3 13 ori x plus 13 minus 13 și acolo x plus 13 oricare ar fi el fără z sau o să discutăm. Deci să dovedim că așa asta este o identitate, este adevărată relația asta. Cine vorbește? Adi. Adică să lucrăm x la a doua minus 8 x și 6. Să facem ca un... Să vedem ori un binom, descompunere. Adică, mai clar, vom produce două paranteze, trei factori, da? Și oare cum s-ar scrie x la a doua minus 7 x plus 6? Păi, minus... Fii, vrei două paranteze. În prima să fie x, ca a doua și x, ca să ai x pătrat, da? Da. Acum, ce numere să fii tu aici și aici, cât la înmulțire să facă 6? Cât oricât să facă 6? 2 și 3, așa, pentru că zic acolo. 2 și 3. Bun. Când 2, minus 2, da? Da. Minus 2 și minus 3. Când minus 2 ori minus 3 fac plus 6 și ai rezolvat cu x pătrat și cu 6. Dar acum trebuie să-ți dea și 7x, minus 7x. X ori minus 3 face minus 3x. Și minus 2. Și minus 2x fac minus 5x. Nu-i bun x. Nu-i bun. 2 și 3 nu-i bun. Minus... Vezi că ai control aici. Trebuie să fac doar minus 1. Minus 6 și minus 1. Minus 6 și minus 1. Ia să vedem. Minus 6 și minus 1. Și se întâmplă la mulțire. X la 2. Așa. Minus X, minus 6X. Minus X, minus 6X face minus 7X. Perfect. Supra... Plus 6, plus 7. Deci plus 6 și e perfect. Totul supra, jos. Aranjează și jos trebuie. Pe tot așa, X într-o paranteză și în alta. Iar la telefonat x minus 6. Da. Când rămâne x minus 6. Tu ai zis 2 și 3, dar ai închis ochii, ne-ai văzut la tabă. Deci, câte vreme autorul spune x minus 6, o paranteză este deja știută. Da. Și tu cea de-a doua paranteză o completai cu x și te gândeai cât o 6 ori cât să facă. Da. Ați înțeles? Deci aveam și un plus în exercițiu. Acum aici, x plus 13. X plus 13 obligat. Acum aici, pe lângă x minus... Fericit, ai zis că ai minus 1 ca să poți identifica. Păi e minus, siguranță, așa, ia să vedem, sigur. Și la mulțire din x pătrat, minus x plus 13 x, face plus 12 x. Minus 13 x. Da. Să fie egal cu x minus 6 supra x plus 13. Sigur, să zic, dar da, atenție, la un făcut la acest lucru, unde yeah. X aparține, nu spune nimic. Atenție, nu continuați cât vreme, eu vreau să ating al obiectiv. Deci, Adi, ce trebuia să facem noi când, înainte de a ne face treabă, ce trebuia să facem Adi? Condiții de existența fracțiilor. Deci, X n-are voie să fie minus 13 și, cum am observat, și 1.
Așadar, aici se aparține iar mai puțin mulțimea formată din 13 și 1. Da? Din 13, din minus 13, pardon. Minus 13, că e x. Da. 13 egal, minus 13 și 1. Mm-hmm. În final, facem identitatea, verificăm asta, s-am simplificat, nu mai duce, nu mai fie așa. Miruna, altfel mai fi putut face? Da, nu știu, eu m-am dus, bine, aproape mult ne-am mulțit plus simplu, plus mesul, plus extremul și mi-a dat așa. Da, am avut-o da, asta. Da, 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 de acord, asta da. Este identitate, dar autorul nu a făcut asta. Știu, și un corector nu apreciază asta. De exemplu, nu aș aprecia, îți dă punctat, nu Zice, da, nu așa. Da, așa îți dă punctajul, știi, ca și cum ar spune... Am muncit cam mult. Cam mult, da, ai pe cu asta se dau. Domnul profesor, deci eu vreau să dacă trece de suit, dar eu vă dau aici. Să facem și geometrie, hai să facem un pic de altfel. Hai să facem un pic de altfel. Acum, da. Domnul profesor, trebuie să facem și delta acolo, ex-a domnului. Asta, da, s-a făcut. Deci puteai să găsești decimile. X1 și X2. Deci, sigur, din toate variantele, alegi, voi înțelege, vă veți convinge că ceva făcut în număr ușor. Și tu mi-ai numărit. Deci, înmulțirea este o variantă muncitorească. Corect. Ca să spun eu ce dată. Ideea a doua, aceea cu delta, este și asta una bună. Mai des ceva timp, dar pe aceea o apreciez mult mai mult eu. Ca profesor, decât pe cea cu mulțirea. Da? Deci, anume ce am ocupat, x pătrat minus 7x plus 6 egal cu 0. De exemplu, repede rădăcine, fac antrenamentul ăsta de voi, dați-vă, da? Și sunt 2, egal cu Maria. B pătrat minus 4 aici. Delta era. Delta este egal cu B pătrat minus 4 aici. Nu. Atât. B pătrat minus 4 ac. Da? Și egal mai departe, B-ul este minus 7 la pătrat minus 4 A de ori A care e minus 4 care 6. Și face 4 și 9. 49 minus 6, 4 minus 24. Și egal cu 25. Da? Și atunci formula era... Masunul 2 era cu minus 3. Plus minus radical din delta, supra 2a. Adică supra 2. Și la mai departe? X1 egal cu minus 7, adică 7. Să spun formula sau aplică, deci egal cu 7. Plus minus radical 5. 25, adică 5. Supra 2 ori 2. Și am două variante de la X1 egal cu 7 și cu 5. Pe 12 pe 2 6. 7 minus 5, 2 pe 2 1. Și scriem, scriem x pătrat plus bx plus c. Se scrie ca fiind date lângă x minus x1. Pe lângă x minus x2. Da? A pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Și ăsta e față x pătrat minus 7x plus 6, se scrie ca fiind 1 pe lângă x minus 1, pe lângă x minus 7, da? Minus 6. Și iată produsul așezat. Dacă mi-ai fi dat soluția asta, eu spun și mi se rezolvă și de gradul 2, știi, cu delta, nu știu ce. Aplecați mai mult. Mult mai mult. Eu, de exemplu, deodată vă dădea pe asta, x pătrat minus 7, x plus 6, scriam x pătrat minus 6, x minus x plus 6. Foarte tare. Deci, iată, ne propune varianta așa, x pătrat minus 7, x plus 6. Pentru că pot fi 6 la acolo, zic. Minus 7, x, ci 6, minus 6, x, minus x. Deci, e ca pe x pătrat minus 6, x, minus x plus 6. Nu știu, două câte două, x pătrat minus x. Și nu neapărat de fapt, mă, foarte și 6. Asta e suma. 12 ori 12. Deci x pătrat minus x plus produsul. Exact. Adică ce numere aritmetice sunt aici, 1 și 6, și ce numere aceleași înmulțite se fac 6. Da? Deci după formula asta te-ai exact, era. Și atunci
Ideea e numai așa. Așa, imediat. Dar x pe lângă x minus 1. Minus 6 pe lângă x minus 1. Care înseamnă x minus 1 în spate, nu fac. Exact, la fel de rapid. Pe lângă x plus 6. Este aceeași idee. Ca sus. Acasă, de mai sus. Dar mai sigur, nu fac cum gândesc din minus, fac proba, e repede. Pentru mine. Dar atenție, eu îi trimit pe varianta asta, în clipa în care se uite și au făcut și parte că simplificarea a făcută. Au avut că x minus 6, de exact. X minus 6 și acolo te duci și rapid. Corect. Vine repede x minus 1. Corect. Da? Și jos, cum urmează să faci simplificarea, x plus 3 duci până la x minus 1. E clar. Și duci rapid. Și eu rapid. Fără să stai de gândă. Deci, să-ți recunoaștem. Varianta asta este cea care merge foarte tare și este perfectă în situațiile în care sunt numere naturale sau treci. Se vede ce numere adunate se facă 7 și înmulțite se facă 6. Iată, x pătrat minus 5x plus 6. Cum o spui cu asta? 6x plus x. Așa, minus 6x plus x. Deci minus de egal cu x pătrat, minus 6x plus x, da? Plus 6, da. Și plus 6. Și egal la de 4, plus 6, da. Plus 6, da. Și egal la de lucrurile aici, vine x. X pe lângă x minus 1. X pe lângă x plus 1. X plus 1 are. Da, minus pe lângă. Minus 6, pentru că x minus 1. Minus 1. Ce facem? Eu n-am legit delta, deci. Nu, tot așa, dar n-a fost descompunerea, n-a fost corectă. Alte descompunere. Ce numere adunate se fac de 5 și mulțite se fac 6? Minus 3 și minus 2. 2 și 3. 2 și 3. Deci, atunci, iată, de x pătrat, minus 2x, minus 3x, da? Plus 6. X pătrat, minus 2x, minus 3x, plus 6. Și egal cu, din astea două, scotem factorul 1 pe x, face x pe x, minus 2, minus pe ăsta scot pe minus 3, pe lângă x minus 2. Și acum x minus 2 se duce, și când x minus 2, pe lângă x minus 3. Asta la redactare. Dar dacă tu ai sesizat că x pătrat minus 5x plus 6 egal spinat x minus 2 pe lângă x minus 3, n-am decât să facă el înmulțirea. Și dacă zice la copiat? Nu are nicio treabă. Este corect? Da. Ai sesizat treaba asta prin 2 și 3 și ai x minus x. 0 pe x minus 1 pe x minus 2. Dar dacă vă dau asta, x pătrat minus 7x plus 12. Egal cu? 4 cu 3. 3 cu 4. 3 cu 4. Adunate, fac 7. Și vine x minus 3 pentru că x minus 4. Da? Da. Deci, se lucrează după, dacă faci un pic de antrenament și pentru fiecare din ele tu ai și pe varianta cea mai sigur și de altă rădăcină am găsit și am făcut treabă și am mai fac. Eu șterg imediat, da. Profesor, dar să vă dau un pic aveți să descrieți. Gata. Exercițiul 3, tot algebră. Dacă se micșorează cu 6, atât numărătorul cât și numitorul unei fracții, obținem 7 pe 9. Deci, x minus 6 supra y minus 6 egal cu 7 pe 9. Iar dacă se măresc cu 5, atât numărătorul cât și numitorul aceleiași fracții, adică x plus 5, da, supra y plus 5, obținem 9 pe 10. Egal cu 9 pe 10. Cine e x, cine e y? Determinați fracția. Da. Adică pe x pe y. Da, da, le-a scris de cine i-a să fie ei să zic. A, bă, greșit aici. Ați greșit un profesor, cum dumneavoastră face adresa? Deci, pe dacă, din punct de vedere metodic, da. Ați greșit. Am greșit. Și mi trebuia să-ți spun, cum să zic? Exact. Ce înseamnă că măresc? Că îi puteam să spună plus 6? Sigur că da. Sau minus 6 la mijloc. Să nu scrie aici, să nu scrie așa. Da. Păi, Nita, mulțumim acum, de minimul partidului.
Fie funcția R definită pe intervalul închis minus 1, 1,7. Minus 1, 7. Da. Închis așa și la dreapta. Da, cum alor din el. Este X egal. Unde e X egal cu? X plus 2 pe 3. X plus? 2, fra 3. Totul fra 3, da. Da. Amic, reprezentați ca funcția B, rezolvați în mulțimea numerelor reale modulul de f de x. Modulul de f de x. Închideți așa modulul, mai mic sau egal cu 2, oricare ar fi x ar mai subținut lui R. Deci, să se rezolve asta, oricare ar fi x. X ar mai subținut lui R. Păi da, funcția... Funcția e dată așa, de la minus 1 la 7. Oricare ar fi x aparținut rezolvați în mulțimea numărului reale f modul din f de x mai mic egal decât 2. Oricare ar fi x aparținut lui el. Da, vedem ce e. Vedem. Deci inegalitatea asta are sens indiferent ce x, probabil, nu? Da, o să vedem. O să vedem cum gândim. Voi, voi. Păi modulul ăla o să fie mereu pozitiv. Pentru că ne uităm la două definiții. Minus 1 plus 2 de 1. Minus 1. Dacă ai zice de x egal cu a. Deci dacă luăm zice minus 1 la capăt, o să fie pozitiv. Adică mereu modulul ăla o să fie pozitiv. Modulul tot de 1. Adică el este pozitiv tot timpul. Da, ce e modul? X plus 2 pe 3 e mai mare ca 0. Cum traducem minuna? Modul din x mai mic egal cu 5. Cum se traduce asta? Adică minus 5 mai mic egal decât x. Așa scrie și aici. Deci echivalent minus 5 mai mic egal decât x mai mic egal decât 5. Așa și aici, nu? Sigur că da. Da, aici nu putea să și domeniul ăla sau... Păi... Vă zice eu că ar fi x real... Deci nu știu. Era, da, era reprezentat la fiind funcția și poate că trebuie să iei de acolo două... Era important să iau bucățica aceea, pentru că x și la minus 1 la 7 nu era partea dreaptă, era un segment. Și aici nu ne... Poate merita să ne... Să facem, da. Ne gândim, bă, nimeni, toți fără, o să facem. Hai să ne, să ne ducem acum, că am început cu el aici. Deci scriem că minus 2 mai mic egal decât x plus 2 pe 3. Deci echivalent, poate spune că minus 2 mai mic egal decât f de x. Deci să scriem așa. Mai mic egal decât 2. Mai mic egal decât 2. Care s-ar traduce echivalent? Poate spune că minus 2 poate vorbește mai mic egal decât... Mai mic egal decât x plus 2 pe 3. X plus 2 totul supra 3. Mai mic egal decât 2. Echivalent. Peste tot, da, și avem Maria, minus 6. Mai mic egal decât x plus 2, mai mic egal decât 6, scădem 2. Scădem 2 și ce avem să... Minus 8, mai mic egal decât 6. Echivalent cu minus 8, mai mic egal decât 6. Mai mic egal decât 4. Deci, x aparține intervalul. Deci, rezultă că x aparține intervalul. Este minus 8, 4. Minus 8, 4. Iată, dar noi aveam că x aparține minus 1 și 7, nu? Dacă mergem cu aceste x și este da. 4 în discuție, e acorat așa. Minus 1, 4. Deci cum despre x aveam stabilit că sunt de la minus 1 la 7? Pentru că x să fie de la minus 1 la 4. Răspuns corect este x aparține intersecției. Ce rog, x aparține de la minus 8 la 4. Intersectat cu minus 1, 7. Care înseamnă minus 1, 4. Închisa? Da. Minus 1, 4. Și nu-i oricare ar fi X aparținut de el. Da, acolo doar oricare ar fi X, ci fiind vorba de X-ul care poate discuții. Da, deci răspunsul este X de la minus 1 la 4. Și mai facem un F de X ca să chinem fișierul. Da. Arătați că f de x egal cu f mare de x. Arătați că f mare de x
E mare. E mare. Egal. Cu paranteză rotundă. Da. Așa. 2x pătrat minus 7x minus 17. Da. Totul supra. X pătrat minus 10x plus, plus 21. Da. Acum minus în dreptul linie de fracții. Minus. Minus. X plus 1 da. Supra x minus 6. X minus 7. 6 jos. Închidem paranteza rotundă. Împărțit la 1 supra x pătrat minus 9. Egal cu și egal cu. Nu zic ce. Încep noi. Oricare ar fi deci, să aducem expresia asta la forma cea mai simplă. Mai trebuie să punem condiții. Asta. Adică vă spune ce? Că x mai fi diferit de 3 prima oară. Deci x nu are voie să fie? 3. Și? Și după aia mai vedem. Și ce mai 3? Dacă mai... Și mai dacă la pătrat. Minus 3. Și mai ai. 3, da. Dar și minus 3. Și ai x, și 7. Dar x pătrat minus 9 egal 0. Când ceva la pătrat egal 9. Da, x pătrat egal 9. X-ul egal cu plus minus. 3, dar tu știi. Aia de x pătrat. Deci, eu mă interesez când aici ar fi 0. Adică, iată-mă, x pătrat minus 9 egal cu 0. Ce înseamnă însemnat? Că x pătrat egal cu 9 și asta e banală a ecuației, nu? Deci sunt două variante, x 1, 2 egal cu 3. Egal cu plus minus radical din 9, care înseamnă plus minus 3. Sunt două variante. Nu numai 3. Că nu lucrăm în fier pozitiv sau știu, nu? Plus sau minus. Așadar, există f de x. Există, poți să stai de vorbă. Dacă și numai dacă, x aparține lui f minus mulțimea minus 3 și ce ori mai fi de acum. O să vedem ce mai adăugăm. Te-ai luat ultima fracție. Da. Mai în față pic. Mai în față. 7. Obligatoriu 7. Spune să desfacem moartea. Și pe asta să o facem. Da, fii făcut să dea 10 și mărțiți de roșu. Da. Așa e. 7 plus 3. 3 plus 7. Deci, 3. X pătrat minus 10X plus 21 se strică X minus 3 pentru că X minus 7. Pentru că 3 și 7 ar plan de fac 10 și 3 plus 7 21. Corect. Și atunci, ce X? Trebuie să... Adăugăm. 7 au fost luat, 3 au fost luat, deci atât închidem. Dacă am mai fost aici în ceva, deci de supărare, țineam cont de asta. În concluzie, ne apucăm de treabă după ce am stabilit domeniile de definiție. Știți ce? Eu mi simt că asta ar fi o expresie a unei funcții. Ăsta e motivul. Să știți că mai târziu faceți funcții de tot de tipuri. Așa asta poate să fie rețeta. Exact. Rețeta pentru o funcție. Și la o funcție, ce este important să stabilim? Domeniul de definiție. Pentru că prin funcție, ce știu eu că fac? Tuturor ei și eu de găsesc ceva. Să nu cumva să fie vreun mic supărat. E tragedie. Da? Deci, ce spun? În domeniul de definiție, eu prind toți ieșii cărora le pot găsi imagini.